Pace, fratele. Am avut un vis din partea Domnului și aș vrea să-l spun pentru tot grupul. Era pentru biserică și de aia nu vreau să-l țin pentru mine. L-am mai trimis în particular la câțiva de aici de pe grup și chiar mi-a spus, zice, frate Petru, zice, trebuie să-l spui grupului pentru că nu e numai pentru tine, e pentru întreagă biserică. Era în noaptea de marți, la 3 dimineața, înainte să mă trezesc, să merg la muncă. Parcă se făcea o alegere pe întreg pământul. O alegere pentru mireasa Domnului, pentru biserică. Trebuia să iasă din lume, trebuia să se separe și să făcea alegerea asta înainte de răpirea bisericii. Și eram ridicat undeva deasupra pământului, vedeam pământul jos, vedeam oamenii, vedeam, erau două feluri de oameni, am văzut o parte, erau cu totul echipați în negru și altă parte îi vedeam așa cum suntem noi, cum arătăm noi, normal așa. Știam cei care erau îmbrăcați în negru, care erau negru, erau oamenii care nu-L cunosc pe Domnul, care nu vroiau să audă de Domnul, iar ceilalți care i-am văzut normal, știam, era biserica Domnului. Și oamenii aceștia, biserica aceasta Domnului, trebuia să iasă dintre rândurile oamenilor care erau în lume, să se separe. Și am văzut cum încet, încet se alegeau. Ieșau dintre lume, ieșau la un loc, nu era un loc specific geografic unde trebuiau să iasă, dar să iasă, trebuie să înțelegem, era spiritual vorbind, trebuia să se aleagă din lume. Apoi am văzut că oamenii din jur, lumea, era tare egoistă, începea să batjocorească, să arunce hulă împotriva bisericii, împotriva credincioșilor. Și vedeam cum biserica suferea batjocurile acestea din partea lumii. Dar nu era, lucrul ăsta nu era nici o piedică pentru oamenii credincioși ca să se separe de lume. Ei continua să se aleagă, să iasă dintre lume. Dar cei care au rămas, lumea, erau foarte mulți, parcă era plin pământul de ei, ca să spun așa, nu știu echivalent, dar erau foarte puțini biserica Domnului și ceilalți erau plini pe întreg pământul. Acum priveam la credincioși, priveam la biserica Domnului și între cei care erau, se numea biserica Domnului, era acum separată, era ieșită din rândurile celor oameni. Și priveam la biserică. Dar aici, spre surprinderea mea, am văzut că erau iar două, trei feluri de oameni. Primul fel de oameni, prima categorie care era, pe din afară se vedeau, arătau toți la fel. Normal așa. Dar în lăuntrul lor erau în interior tot negri. Deci interiorul lor, parcă vedeam în interiorul lor, în trupul lor, cum erau negri, așa, erau. Și mi s-a dat să înțeleg, așa am înțeles, că oamenii ăștia sunt foarte tare prinși de lume, legați de lume. Și în vremea când o să trebuiască să fie gata pentru răpire, oamenii ăștia nu se vor putea deslipi și nu se vor putea deslipi de lume. Și am văzut cum priveau și la lume, priveau la batjocorile celorlalți oameni, priveau la biserică, ar fi vrut, dar cu atâta
cu atâta dorință, cu atâta cum erau lipiți ei de lucrurile din lume, nu s-au putut despărți. Și chiar dacă Biserica Domnului acum era separată, era undeva într-o altă parte, au hotărât ca să se întoarcă înapoi în lume. Și zice, noi nu mai continuăm, noi mergem înapoi. Pentru că nu s-au putut despărți de lucrurile din lume și am văzut cum s-o întors înapoi. Și momentul când ori intrat din nou între oamenii ăștia din lume, automat fațada aia care aveau peste exterior, care arătau ca și biserica, s-o schimbat, se transformau toți în negru și nu se mai deosebeau din oamenii din lume. Apoi am văzut al doilea fel de oameni, al doilea categorie, erau și ăștia, aveau ceva în interior, negru, dar aveau mai puțin. Aveau și ăștia, priveau spre lume, priveau spre biserică, ar fi vrut să se întoarcă, n-ar fi vrut, dar până la urma urmei ori ales să rămână în biserică și pentru faptul că o ales să rămână în mijlocul bisericii și cu biserica, am văzut cum automat petele alea negre care le mai aveau în interior au dispărut cu totul și erau la fel ca și biserica. Apoi, a treia categorie de oameni care am văzut în vis erau mai strălucitori, mai deosebiți, așa. Oamenii ăștia mi s-au făcut să înțeleg că erau oamenii care cu totul în viața lor de creștini n-au pus preț pe lucrurile din lume. Deci au fost separați, deslipiți, chiar dacă ar fi avut posibilități și ar fi avut ce Domnul i-a binecuvântat aici, ei s-au încrezut cu totul în Domnul. Dar nu numai că străluceau așa mai deosebit, dar erau și privirea lor era îndreptată mereu în sus. Ca și Ștefan, când Ștefanul a fost omorât cu pietre, când a fost martirizat, el stătea cu privirea în sus și privea la răsplătirea care abia să-l aștepte. Așa am înțeles că oamenii ăștia au fost cu totul credincioși Domnului cu orice preț. Apoi, încetul, am văzut cum distanța dintre biserică și oamenii din lume s-a făcut tot mai mare și automat în distanța asta am văzut ca și cum ar fi o autostradă foarte lată, așa, cu balustrăzi, cu paravanile ei de o parte și de alta și știam că de acum nu se mai putea trece nici din rândul bisericii dincolo la oamenii din lume, nici oamenii din lume, deci nu mai puteau veni. Chiar dacă ar mai fi vrut, nu se mai putea face nimic. Dar atunci când s-au întors înapoi frații noștri care au fost în rândul bisericii, au intrat înapoi în rândul oamenilor din lume, am simțit așa o părere de rău, m-am mâhnit așa în duhul meu că au lăsat biserica și s-au întors înapoi în lume, pentru că ei nu s-au putut dezlipi deloc de lume. Zic ca Domnul să ne dea la toți înțelepciune și să ne ajute ca să putem să facem parte din biserica Domnului, să ne pregătim, să fim gata. În ziua când Domnul va veni să-și ia la el mireasă, să fim cu toții gata. Amin. Domnul să fie lăudat și binecuvântat în veci. Amin.